este profunat și noi să facem tablă în mânsire. Da, abia aștept să începem, nu? Și tu, Măriuca, ești foarte nerăbdătoare să începem asta. Gata, la treabă, fetelor, să facem o problemuță. Eu am făcut tabla cu mânsire aici și... Da, și nu o să ne uităm la ea. Cu ajutorul lui. Da, și nu o să ne uităm la ea. Nu. Da, e, nu, asta. Da, bine, nu asta era important. Nu o să ne uităm la ea deloc. Așadar, începem. Am 237 de kilograme de cartofi. Cât? 237 de kilograme de cartofi care ies pe un ar, o suprafață, și vreau să văd cât găsesc în 200 în 337 de ani. 37 de ani. Adică trebuie să facem simulția 237 ori 37. Ori 37. Asta e problema. Am greșit, nu te speria. Nu sunt obișnuit. Dacă greșim copiii, suntem în etapa când și putem greși, da? Dar ne verificăm. Deci... No. So I have to do three multiplications. Ori 37. 37 ce? Kilograme? Tot kilograme, da. 37 sunt unități de suprafață pe care... Și de ce am mulțit kilogramele cu asta? Și va rezulta în final kilograme. Ah, ok. Da. Dar de ce să șterge? Cine te fac? Dar acest nu cred. Nu este o chestie bună. De ce să renunț? Să vedem dacă e corect. Dar să... Mai facem o dată. Bine. 9. 6. Da, e măcar. La adunare, nu? La adunare. Dar acum tu nu știi că ai făcut bine. De aceea le inversăm. Deci o spunem un pic mai departe, să nu fii chiar acum la asta așa. Da? 37 ori 237. A, da, ai rândul.
Nu, no, da, sau cum? Nu, ăsta începe de la margine și pe toți ia. De 7 ori 7. Ai de 5 ori. 7 ori 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Deci okay. El s-a apucat și cu 5 cuțăți. Da, ok, ok. 2, 5, 6. 7 ori 7. Dacă avem dificultăți, noi... Nu, da. Cine mai fiind? Cu cine? Punem 25. Ah. Am terminat. S-a, ce-a făcut treaba a șaptele? Zicea, mi-am făcut toată treaba. Acum cu 3. Păi... 3? Nu, 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 de la capăt. 3 și el face treaba. Hai să vedem. Deci, acolo este unul. Da, da, dar da, fă da, de nou prima. 7 ori 7 și cu 6 ori 3. Acolo cred că ai tu o greșeală. 7 ori 7. Ai zis 21. 49. Și după aceea 7 ori 3? 21 plus 4, 25. Și unde ai tu 25 scris acolo? 4. 2. 2. 3 ori 3. Ce fac? 3. Eu să fac lucruri. Poate să nu mi-ai spus. Da. Era un țăran care avea 23 de cai. Și fiecare cal mânca 576 de kilograme de ovăz într-un an. Câte kilograme de ovăz avea nevoie pentru toți cai? Este excelent! Uite câte bucurie este în sufletul nostru că am găsit același răspuns. Asta înseamnă la matematică. Când ai ajuns la același răspuns, ești foarte, foarte bucuros. Uite, Maria s-a apucat de o altă problemă. Eu... 23 de kilograme și fiecare 23 de căruți și fiecare mâncă 576 de kilograme. Și atunci, problema este ce cantitate de ovăz este necesară omului acela ca să pe tot anul să aibă cantitatea pentru toți căruții. Dacă pentru un singur căruț 576, dar pentru 23. Deci trebuie să mulțim pe 23 cu 576 ca să vedem ce cantitate de ovăz. Așa. Încearcă și partea cealaltă să vezi dacă e rezultatul corect. Sigur că asta e șansa mare. Te poți corecta. Ai un pic greutăți la 3 ori 6, da? Hai să ne gândim. Să facem noi asta. No, păi nu, dacă dezarmezi, n-am făcut nimic. Uite, 3 ori 6. 3 ori 6 înseamnă 3 ori. Din 6 sunt 5 plus 1. Pe 6 îl depăși pe, uite de aici, merg. 6 îl depăși pe 5. Și egal cu 3 ori 5 ce faci? 3 ori 5, 15 și cu 3 ori 1, 15 și cu 3 ori 1, 3. Eu nu mi-am făcut că sunt așa, să dau probleme care...
Dar uite, uite că... Am atâtea flori... Da, uite, uite, ajunge și acolo, da. Dar uite acum, de ce te încăpățâne și nu continui? Că trebuie o șansă, știe că face, dar ai zis că nu mai vrea să facă. Da, nu se poate pune așa problema. Deci noi înțelegem că suntem și într-un filmuleț acum. Da? Și copiii nu fac mofturi. Hai, 3 ori 6, te rog. 18, 8. Și pe unul îl păstrezi la decenul. Dar nu e adevărat, că aceeași cerințe le ai. Deci tu, deci nu, în toată, nu mi-a făcut, dar nu trecută, la, și ea exersează la fel, uite și are pe urmăță, nu vezi că este aceeași poveste. Numai că e altă clasă, dar n-are importanța asta. 3 ori 6, 18 și unul l-am pus aici, 3 ori 7. Deci 2 trebuie să duc până la cap. 10 și 1, 11. 16. Cum? 2 ori 5, 10 și 1? 8. 11. Tragem din ei și ne adunăm. Acolo trebuie să ai cele două zerouri. Este. Vezi că ai 115. Lasă-le pe alea. Sunt bune zerourile alea. Acolo este 4, să știi. Dincolo ai greșit undeva. Aici. Acolo, da? Acolo 4 e bun. Vezi că acolo, de ce îți dă ție 5 acolo? Ia vezi. Deci lasă 4 ăla acolo. 2 și 1. Aici. Acolo, de ce tu ai tu 5, să vezi? Pe prima linie, ia încearcă din nou pe prima linie. Dar să vedem dacă corespunde. Acum zic 23, cum e? 10 și 1. Da, asta este corect. Care? Asta nu e. Prima linie, aia cu 3, ia încearcă din nou. 3 cu 7, 21. Și cu 1? Da. 20 și? 2. Hai, 6 ori 3. 6 ori 3. Sau 3 ori 6, totul mai spune. 6 ori 3 sau 3 ori 6. Nu ai făcut-o. Cât am făcut? 3 ori 6 sau 6 ori 3. 8. 8. Și unul scrie. Așa, am unul la 10. Hai. 6 ori 3. Unde este povestea? Da, 12 și 1, 13. 3 și 1, păstrez pentru vecin. Dacă unul nu mai este acolo, pune 13. Intră 7 la lucru. Pune 0 ca să ajungem până la el și atunci 7 ori 3, 5. 21, 1 și 2. Corect. Așa, corect. 7 ori 2. 14. Și 2. Nu te lași cu 7. Ducem până la 5. Punem 0, 0 și ajungem la 5. 5 ori 3. 15. 5 și 1. Da.
36. 2, 10 și 1, 11. Tragem din și le adăm. 8. 0, perfect. 4. 4. Excelent. Ce bucurie e ce. Excelent. Excelent. Vezi, vezi ce bucurie este. De ce la matematică așa de frumos cu fetelor? E atât de frumos pentru că... Dacă am altă problemă. Am, foarte bine. Am găsit șmecherie. Vreau cu aia, că am cumva. Uite! Dar ce șmecherie? Asta e atât de interesantă șmecherie. Asta că dacă ne ajungi la rezultatul același, vine să sari de bucurie, să-ți povestești la toată lumea. Că asta e momentul cel mai frumos al ieșitului. Când ajungi la rezultat final. Hai să vedem aici. Ana, au găsit o problemă mai interesantă. Are și un 0 acolo. Hai să vedem cum facem cu 0. 1, 5. 1, 3, 5, 4. 1, 3, 5, 4. 5, 4. Ori. 360. 360. Păi, o luăm de la capăt, dacă vrei. 0, 4, 0. Cum știm? Da, asta 0, e interesantă. 5, 0. Ia să vedem. Hai, ajută-mă aici. Asta o știm foarte repede. 0, 4, punem și 0. 0. 6 cu 5. 0, nu. 0, 5, 0. Hai ca să știi. 0, 3, 0, 0. Și 0 până la capăt. Și am avut 6. Dar stai puțin, dar cum? Păi dacă am avut înmulțirea cu 0, 6 cu 5. Dacă văd 0, ce se face? 0, 0, 0, 0. 6 ori 4. Punem 0 aici, când ne-am dus la cei la următoare. 6 ori 4. 18 plus 6. 21. Mai ai un 6 cu 1? Da. 6 cu 1. 6. Poți să spui că este iau cu 4 ori 6. Poți să le schimbi. Nu, nu. E comutativ. A, da, da. 2 vine deasupra la 1. Acolo. 6, 5 plus 1. 6 cu 1. 6 și cu 2. 20.